Salut prieteni, astăzi am să vă prezint un player video pentru Linux. Este vorba despre SM Player. În prima parte am să vă arăt cum puteți instala această aplicație cu suport MPV, iar în a doua parte am să vă arăt ce știe să facă. MPV este o ramificație a mPlayer și una dintre cele mai importante caracteristici o reprezintă suportul nativ pentru decodarea GPU VAAP și VDPAU. VAAP funcționează pentru plăcile video Intel sau pentru plăcile video AMD dacă folosiți cele mai noi drivere proprietare, în timp ce decodarea VDPAU funcționează pentru plăcile video Nvidia sau plăcile video AMD dacă folosiți driverele open source. Pentru a instala această aplicație pe Ubuntu 14.04, 14.10 sau Linux Mint 17 și 17.1, tot ce trebuie să faceți este să copiați pe rând și să rulați în terminal fiecare dintre aceste comenzi, primele două pentru a adăuga două PPA-uri, apoi am dat sursele și ultima pentru a instala toate pachetele necesare. Și acum, haideți să vedem ce știe să facă această aplicație. Ok, avem aici la Open, putem deschide fișiere, aici la Recent Files, ne ține o evidență a ultimelor 10 videouri pe care le-am vizualizat, astfel încât le putem redeschide foarte ușor. Aici, la URL, putem, spre exemplu, vizualiza videourile de pe YouTube direct în acest player. Introduceți aici adresa videoului. La video, o caracteristică foarte importantă. Dacă vreți ca subtitrarea filmului să vă apară pe acea bandă neagră în partea de jos a ecranului, mergeți la Video Filters și bifați Add Black Borders. O altă caracteristică foarte bună este capacitatea acestei aplicații de a vă căuta și a vă downloada subtitrările de pe opensubtitles.org. Deci când aveți un film deschis, mergeți la Find Subtitles. Aici puteți alege limba după care se caute subtitrarea. Vă va apare aici o listă cu subtitrele disponibile, pur și simplu dați dublu click și vă va încărca acea subtitrare. Și haideți să mergem la setări. Ok, aici la General, această aplicație, dacă aveți bifat aici aceste două căsuțe, vă va registra subtitrările și poziția filmului. Spre exemplu, dacă vă uitați la un film și îl închideți, când îl redeschideți, programul memorează subtitrările încărcate și poziția, astfel încât puteți relua filmul exact de unde ați rămas. Cum vă spuneam, am adăugat și suport MPV. SM Player folosește default mPlayer. Ca să utilizați MPV, pur și simplu scrieți aici MPV și dați apply. Apoi la video puteți să lăsați pe default sau alegeți alt output driver. La audio eu am ales Pulse. Ok, la performance, aici putem alege thread-urile pe care să le folosească pentru decodarea fișierilor MPEG 1.2 sau H264, iar aici putem alege tipul de decodare despre care am vorbit aici. Deci dacă aveți plăci video Nvidia sau AMD cu drivere open source, alegeți VDPAU,
dacă aveți plăci video Intel sau AMD și folosiți drivere proprietare, alegeți VAAPI. Aici la cache este bine să puneți un cache cât mai mare, maxim este de 100.000 de kilo, adică 100 de mega. Ok, mergem la subtitrare. Aici putem alege limba subtitrării, spre exemplu, dacă pentru română vreți să vă apară corect diacriticile, alegeți Slavic Central European Language, ISO 8592. Aici alte setări pentru subtitrare de gen text, poziție, mărime și așa mai departe. Apoi la interface, dacă vreți să mutați aplicația cu cursor, bifați Move aici, Move the Window. Limba, puteți alege limba interfeței. Aici la Graphical User Interface puteți alege un skin. Deci avem disponibile mai multe skinuri. Eu prefer acest mini. Ok. Am rămas aici. Iconițele, de asemenea, și stil, dacă folosiți această aplicație pe un mediu desktop bazat pe GTK, este bine să alegeți aici în GTK Plus. Alte setări. Aici avem, putem configura shortcut-urile pentru tastatură și comportamentul mouse-ului și multe alte setări. Această aplicație, pe lângă playerul principal, vine și cu un, să zic așa, o aplicație de YouTube. Aici puteți căuta filmulețele dumneavoastră. Aici la setări puteți alege unde să vă salveze videourile, dacă vreți să le înregistrați în calitatea lor. Ok, și ca să downloadați un video, dați click dreapta și record video sau doar audio. Așadar, SMPlayer, unul dintre cele mai bune playere video pentru Linux, care are suport nativ pentru decodare GPU, pentru toate plăcile video Intel, Nvidia și AMD. Cam atât deocamdată, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare.